Întrunirea grupului comun de lucru al reprezentanților agricultorilor din județul Giurgiu și districtul Ruse, care a avut loc astăzi, a inclus mai multe teme de discuție, precum și predarea președinției grupului de către subprefectul de Ruse, Stanimir Stancev, lui Dumitru Gavrilă, vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. Acesta a fost de altfel și cel care a deschis lucrările cu un mesaj de bun venit pentru delegația din Bulgaria. Bine ați venit în județul Giurgiu la încă o ședință de lucru al grupului local al reprezentanților agricultorilor din județul Giurgiu și districtul Ruse. Orice întâlnire cu dumneavoastră este o plăcere, cu toate că nu peste mult timp, peste o lună jumătate, în România vor fi alegeri locale, iar noi, cei din Giurgiu, suntem în precampanie, să spunem așa. Permiteți-mi ca în numele delegației române să vă adresăm un sincer la mulți ani pentru sărbătorile care vor veni, sărbătorile pascale, să aveți un Paște fericit alături de cei dragi de familie dumneavoastră, iar pentru poporul bulgar, la mulți ani și Paște fericit! În cadrul întrunirii a fost prezentat și proiectul denumit Anotimpuri la Borcan ca model de bună practică, un proiect care a primit multe premii de excelență. De asemenea, s-a discutat despre măsurile active din județul Giurgiu ale Programului Național de Dezvoltare Rurală și a fost semnat un acord de colaborare între autoritățile sanitar-veterinare din cele două regiuni.